nu există om care să încaseze banii și se bazează pe bunăvoința oamenilor, de fapt, și pe încredere. Și sunt foarte puțini turiști, majoritatea sunt din Japonia. Și asta este motivul pentru care eu mi-am cumpărat un kimono. Dacă vrei să prindeți la acel vagon, la acela open air, o mare problemă în viață cu restaurantele lor. Poți să ajungi de aici, de unde suntem noi acum, sau dacă vrei să faci chestia asta gratis. Puii când se nasc au 500 de grame și nu se opresc din creștere pentru următorii 10 ani. Deci este atât de multă lume încât coadă la restaurant și sunt băieții ăștia care zic că este gen coadă de 5 minute. Am ajuns în zona în care arată, așa cum credeam că o să arate o pădure de genul ăsta. Este superb! Astăzi vă rog cu noi într-o excursie în cartierul Arashiyama. Este al doilea cel mai vizitat după Gion și începem la templul Kinkakuji, care este aici în spatele meu, care este unul din cele mai faimoase obiective din oraș pentru că este poleit cu foițe de aur. Ca să ajungem la templul ăsta, am luat autobusul 205 din centrul orașului și ne-a costat 230 de ieni călătoria până aici. Și am mai plătit 500 de ieni de persoană biletul de intrare la templu. E foarte frumoasă zona, deși suntem în mijlocul iernii și majoritatea copacilor mai au frunze. Am văzut că au sakura primăvară și presupun că este fantastic. Dacă acum arată bine, îmi imaginez că atunci când sunt cireși înfloriți este și mai frumos. Astăzi am prins și o zi călduroasă, sunt 9 grade, dar în ultima perioadă a fost foarte frig și au cam căzut toate frunzele din copaci. N-am prins prea multă toamnă în zona asta din țară. Destul de mare zona, o să avem de explorat. Dacă veniți în Japonia și vreți un, nu știu, suvenir care nu ocupă foarte mult spațiu în bagaj, au chestiile astea cu ștampile pe care le puteți lua de la toate obiectivele turistice și de la stațiile de tren. Așa arată biletele, sunt cele mai mari pe care le-am primit noi până acum și pe lângă ele am mai primit și o broșură în patru limbi despre templu, dar nu se spun atât de multe lucruri cum am găsit pe Wikipedia, de exemplu. Pavilionul de aici este refăcut, restaurat, nu este cel original. Cel original a ars în anul 1950, când unul dintre călugării tineri ai templului a încercat să se sinucidă și a incendiat dealul din spatele templului și în acel incident a ars și templul în totalitate și a fost distrusă și statuia din interior. Japonia a refăcut, mă rog, statul japonez a refăcut în întregime templul și acum este înscris pe lista celor 17 monumente foarte importante din Kyoto. Noi nu o să le vedem pe toate, dar în cazul în care voia să aveți așa un insight al istoriei locului. Prima datare a unei construcții pe acest teren e de pe la 1300, deci istoria locului se duce mult în trecut. Mi se pare foarte frumos totul. E un pic cam aglomerat, dar am descoperit că, de fapt, ăsta este vibe-ul întregii Japonii. Și sunt foarte puțini turiști, majoritatea sunt din Japonia. Oamenii călătoresc foarte mult în interiorul țării. Cum avem noi obiceiul de a arunca monezi în fântâni, au și ei. Cred că scopul este să nimerești aici, în groapa asta. A nimerit băiatul ăla, ce fericit a fost. Sunt patru care au nimerit, cred. Da. Ziceam noi că ăsta este cu dificultate mare, că este un borcan aici, este un bol foarte mic în care trebuie să arunci bănuții și se vede că nu a nimerit prea multă lume în el. Ne-am apropiat de ieșirea de la zona asta, de la pavilionul auriu și am ajuns la un templu unde au chestuța asta, unde se pun bețișoare în acelea de incens și sunt oameni care se... Trag pe nas. Da. Care se afumă, să zic. Cred că se consideră un fel de binecuvântare și aici o zonă de unde poți să cumperi acele bețișoare parfumate și să le dai, să le aprinzi, să le pui acolo. Au și niște candele, am văzut, și în spate de tot este un panou cu niște plăcuțe de lemn. Ne-am cumpărat și noi una din centrul Kyoto-ului, de la un alt templu. Acelea nu sunt gratis, alea trebuie cumpărate. A fost 500 de ieni, o plăcuță, și noi am uitat să luăm cu noi. Cred că e prima dată când văd lumânări la templele lor. Da. Da, n-am mai văzut până acum. Unde au incensurile acelea, bețișoarele parfumate și candelele, nu există om care să încaseze banii. În schimb, au căsuțe de donații, au cutiuțe din ăsta de donații și arunci bănuții aici. Și se bazează pe bunăvoința oamenilor, de fapt, și pe încredere.
Și am ajuns în zona Arashiyama, care este foarte aglomerată. Acum mergem către un kimono forest, cum se numește. Practic sunt niște stâlpi care sunt îmbrăcați în tot felul de culori și trebuie să mâncăm. Așa că cred că o să intre și ceva mâncare aici în acest vlog minunat. Da, sunt stâlpii ăștia de care vă povesteam, sunt de fapt o instalație de artă și sunt 600 de modele de materiale de kimonouri și sunt peste tot pe aici, prin stație. Asta e zona principală cumva în care toată lumea își face poze în kimonouri și se tot duce în partea aia, mai departe. Că tot ziceam de kimonouri, am găsit aici rental la 3200 sau 5000, alea mai frumoase. După cum observați, multă lume. Și asta este motivul pentru care eu mi-am cumpărat un kimono, pentru că am plătit pe el 4400 de ieni și l-am păstrat decât să dau 3200 și să-l închiriez. Și am mai găsit și am găsit și mai ieftine, de atât am găsit pe la 1100 de ieni și sunt și magazine care le vând la gram, gen un ien pe gram și ajung până într-o 1000 de ieni pe kimono. Așa că nu, părerea mea e că nu merită să le închiriezi. Noi acum plecăm de la stația asta pentru că eu am fost un pic derutată. Am crezut că este stația de tren la care voiam să ajungem și nu este aia la care voiam să ajungem. Mai avem vreo 10 minute de mers pe jos până acolo, adică să ne întoarcem 10 minute pe jos, pentru că în zona asta, în Kyoto, au un tren scenic, cum a fost cel pe care l-am luat în Norvegia, de exemplu, dacă vă mai aduceți aminte, dacă nu, vă lăsăm vlogul în descriere ca să vă uitați la el. Și să sperăm că reușim să luăm bilete, pentru că trenul ăsta o să înceteze să mai funcționeze în câteva zile, pentru că se închide pe perioada iernii. Hai să vedem dacă găsim bilete. Mie zona asta mi-a aduce aminte de un sătuc din Norvegia în care am murit de frig. E așa super frumoasă, cu tot felul de clădiri diferite una de alta și un pic homey așa, cu toate că e destul de turistică. Provided to Michelin restaurant, ok. Tocmai am găsit un restaurant care practic trimite, cred, mâncare către un restaurant Michelin sau ingrediente, mă gândesc, nu mâncare. Ce vrem noi să luăm acum e bilet pentru un tren care se numește Sagano Romantic Train și sunt două stații diferite, trebuie să aveți grijă dacă vreți să luați la care stație vă duceți. În partea asta, stația albă este cea de JR, de Japan Railways, și asta care arată ca o clădire veche așa din Hamburg, ca arhitectură, este stația de tren pentru trenul ăsta scenic pe care vrem noi să-l luăm acum. Am găsit la intrare broșura, așa arată, pe seară, odată ce se întunecă, au în perioada asta spectacol de lumini. Acum, ne-am dus la bilete și mai iau doar pentru ora 4 bilete și ne-am găsit la acel vagon care este deschis. Am luat la vagon normal și ne-au dat biletele așa. Am plătit 3520 de ieni pentru dus-întors pentru două persoane, ceea ce vă duce la suma de 880 de ieni de persoană. Dacă vreți să prindeți la acel open air, vagonul acela open air, trebuie să veniți de dimineață la 8 să luați bilete. Noi acum suntem aici la 2 după amiază, deci nu mai avem șanse. Dar am luat biletele, o să ne întoarcem la gară și o să vă arătăm excursia cu trenul, așa că stați aproape. Și dacă tot ați rămas până aici, nu uitați să ne dați un subscribe, un like, poate un comentariu și o să mergem să mâncăm pentru că ne este super foame. Dragilor, am ajuns la masă, dar nu ne-am luat nimic japonez, am ajuns la niște burgeri, aveau o notă super bună, miroseau super bine, arată foarte bine, așa că o lăsăm cu mâncărica și ne vedem probabil de la tren. Gata, mâncărica nu a fost în topul burgerilor pe care i-am mâncat, eu dar am mâncat și foarte mulți, așa că asta e situația, dar a fost mâncare chiar super ok. Și ne-am dat sticăre. Ce sticăre ne-am dat? Cu niște burgeri super frumoase. De ce trenul? Nu știm de ce mergem străzi, ne uităm la tren cum trece, dar mergem. Bun, și acum o să mergem la un tren de lângă. Ne-am dat seama că nu avem timp să facem toate lucrurile pe care le-am propus să facem, să le facem, așa că astea stickerele. Sunt cu sigla burger. Da. O să mai venim și mâine, cred. Nu, păi mâine probabil. Ah, ce mov e, nu vine să crece frumos e. Ah, gata. Asta a fost tot trenul. Cool, cool. Da, hai la templu. Da, haide. Să vedem pădurea de bambus. Azi? În spatele templului. În spatele templului. Nu știu dacă v-am povestit asta până acum sau nu, dar avem o mare problemă în viață.
cu restaurantele lor. În restaurantele lor se gătește, gen înăuntru, unde stai la masă, miroase îngrozitor de rău a mâncare. Și toate hainele noastre au 60 de feluri de mâncare pe ele, gen miros au sushi cu friptură, cu vită, cu noodles și multe alte chestii. Și nu vreau să spun ceva rău, e ceva foarte rău. Dar aparent este o tradiție sau o chestie foarte normală la ei să vezi bucătăria și să vezi de la masă în bucătărie momentul în care îți gătește mâncarea. Am ajuns la intrare și ce observ aici este, pe lângă faptul că au hartă, în partea stângă scrie plantele, sau mă rog, poze cu plantele care sunt înflorite în sezonul acesta. Cred că trebuie să plătim un admission, că am văzut că scrie că suntem aici și general admission este în partea asta. Și am zis că dacă tot nu mai avem suficient de mult timp astăzi să vizităm toată grădina de aici și tot templul, să o lăsăm pe câteva minute pentru voi și pentru peste câteva zile pentru noi, că ar merita probabil mai mult timp dacă tot plătim biletul decât să stăm, să alergăm de colo-colo și să trească, să plecăm, să prindem trenul. Aproape de intrare am mai găsit o chestie unde sunt prețurile 500 dacă vrem doar grădina sau 800 dacă vrem și templu. Și ne scrie undeva acolo ca o pictură faimoasă cu un dragon pe care trebuie să o vedem într-o anumită sală. N-am prins-o, dar o să căutăm despre ea. Și ce voiam să vă zic de Bamboo Forest este că pe ruta albastră, cea în care este inclusă pe biletul ăsta, poți să ajungi de aici, de unde suntem noi acum. Sau dacă vrei să faci chestia asta gratis, fără să plătești intrarea, trebuie să te întorci și să mergi pe aici și să intri în pădurea de bambus. Practic, asta este ruta normală și dacă intri în templu, o vezi invers. Am vrut să-mi iau ceva dulce și asta, sincer, nu știu dacă e o chestie dulce. Este teoretic dumpling cu chestnut, cu castane. E cel puțin interesant. Da, nu știu. E rece, mă aștepta să fie, nu știu, poate caldă, nu știu de ce mă aștepta să fie caldă. Nu mă simt. Cât a fost? Confirm, dubioasă, 17 lei. Vrei să guși? Mi-ești frică. Nu, că n-am gust nașpa. Da. Cred că e. Mai bem o cafenea mai încolo, dacă bem o cafea să ne treacă. Are gust de mochi. Ce gust are mochi? Da, e textura pastă de mochi. Orez. Zici că e pasă de orez simplă, cu da, zahăr? Da, cred că este mochi gen fără umplutură. Cam asta este atunci. Dar nu mă aștept la asta, scuze. Nu era la gust, dar nu mă aștept la gustul ăsta. Ne-am întors la gară și asta este perioada că vă, ziceam că nu este, trenul nu merge tot timpul anului. Merge între 1 martie și 29 decembrie. Și ăsta este orarul de anul acesta. Se schimbă, presupun, la fiecare sezon. Ne-a lăsat să intrăm aici cu 10 minute înainte și sunt marcate așa, cu culori, vagoanele la care trebuie să ajungem. Așteptăm trenul și sper să fie cald în el pentru că s-a făcut frig afară. Este foarte mare diferență între zi și... Asta voia să zic. Deci tantii astea au cântat și au dansat până acum, dar noi a trebuit să schimbăm obiectivul. Tantii are un tren acolo. Este mai frică afară, este frică în dragi. Este... E ceva rău. Și avem și geamurile deschise, dar mă rog, cred că merge cu 10 la oră sau ceva, dar... Aba, n-am, o să vedem, dar e frică. Bye bye! My senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour. Every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase. Flames I couldn't face. Earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you. Tam, tam. În cazul în care nu v-ați dat seama, s-a făcut frig. Și am buzunar la geacă în care îmi țin vestul, care oricum nu prea ține de cald, dar asta este. Măcar să mă încălzesc așa sufletește.
Am dat jos din tren, acum mergem acasă, încheiem ziua, pentru că s-a făcut noapte. Așa se face, e 4:30, nu știu, 5 ceasuri, ceva de genul ăsta. Se face destul de repede. A fost drăguț cu trenul, nu este devenit iarna, dar e drăguț. Și a un râu foarte curat și foarte albastru. Și am ajuns la stradă să luăm autobuzul. Gata, mergem acasă și ne vedem pe zi. Și bună dimineața din Arashiyama, am revenit aici, suntem peste pod, nu știu exact ce pod este ăsta, dar poate știe Iulia, nu știu dacă știe Iulia, pentru că caută rățuște, uitați-vă rățuște. Acolo. Câte alge, wow. Nu, a intrat aici. A intrat între alge? Ah, ok, am văzut. Ce tare. Da, este foarte frumoasă zona asta, este mai la munte, așa, nu știu cum să zic. Este într-o zonă un pic mai muntoasă decât partea decât partea de oraș unde stăm noi acum. Vorbesc la valiera lui Dix pentru că eu nu mi-am pornit la valiera. Așa a făcut. Și am ajuns cumva în partea cealaltă față de unde v-am lăsat mai devreme. Suntem lângă Monkey Forest. Stam și eu peste pod, dar nu știu că e drag pod. Podul ăsta se numește Tourist Circus pentru că este plin de turiști întotdeauna și este foarte aglomerat în orice moment al zilei. Și au în zona asta și rickshaws cu care te poți plimba și pe foarte aici, multe bărcuțe pe aici, le vedem. Da, este una dintre cele mai călduroase zile pe care le-am prins de când am venit în Kyoto. Și se pare că toată lumea a gândit la fel ca noi, că trebuie să iasă din casă. Și da, sunt foarte multe bărcuțe. Hai la mai mult. Și am luat biletele, au fost 600 de ien de persoană și ne-au dat aceste două cliente. Hai sus. De aici mai avem de urcat 20 de minute. Hai, și mini hartă aici. Cam așa arăta traseul, bam, 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 încolo și tot așa face șerpuit. Și aproape am ajuns. Cam 20 ceva de minute a fost. Sunt transpirat. Da, e cald. Foarte cald și eu sunt îmbrăcat de prea gros. Up! Deja a început să apară pe aici. Mai sunt câteva mari. Câteva sunt măricele. Sunt mari. Viați cei că sunt snow monkeys de rang pe care le vezi în onsen, la care nu s-ar unde de data asta. Mă, dar chiar e pufoasă. E foarte mare. Era un baby. A, da, apropo, puii când se nasc au 500 de grame și nu se opresc din creștere pentru următorii 10 ani. Grăsani? Sunt un pic grăsani. Deci am loc de joacă pentru copii. Au acolo o mini tiroliană. Aici e un ditai topogan în care m-aș da și ăla, nu cred că mi-are loc curul. Și cred că acolo sunt mai maimuțele oamenii. Am ajuns la maimuțele! Mă rog, se vede foarte frumos de aici orașul, este super frumos. Nu mă așteptam să fim atât de sus, dar chiar e aparent și loc de poze aici cu o banană. E foarte frumos. Am și prins vreme super bună. Am dat niște maimuțele mici, niște pui, sunt cât un pumn, așa. Super tare, mi se pare. Bun, hai să ne bucurăm un pic. Am și o baltă aici în care fac băiță. Zona asta este azi un pic mai spălată, ceea ce înseamnă, sau mă rog, nu știu cum să zic, mai ordonată, ceea ce înseamnă că mâncarea la maimuțe se dă din cuști de genul ăsta, sau căsuțe, nu știu cum să le numesc. Practic oamenii stau acolo și le dau mâncărică. Dacă vreți să dați mâncărică, mă rog, nu recomand, dar dacă vreți să dați direct din mână, mergeți în Malaysia, în Thailanda și în alte țări de genul ăsta. Nu. Eu nu recomand. Ai zis că nu recomand? Nu. Nu dați mâncare la maimuțe. Bine, nu dați mâncare. Luați-vă mâncare în buzunare, că vreau să le să descurce ele. Dar nu e indicat că mușcă și au rabie. Sau... Am zis că mușcă doar dacă nu le dați mâncare. Dacă le dați mâncare, nu mușcă. Sau dacă vă pune telefonul, trebuie să negociați cu mâncare. Mers sus și ăsta e view cu maimuțe cu tot al orașului. Și acum o să mergem către... Pădurea de bambus. Da, pentru care teoretic este main attraction, dar pentru noi mai mult înțeles, nu? Normal, întotdeauna că sunt distractive. Da, și stai și mult face. Da, nu v-am spus, o să facem doar partea gratuită a pădurii, pentru că ne-am decis noi că nu merită banii templul. Templul are o grădină în momentul ăsta, doar că fiind iarnă nu prea e nimic de văzut. Singurele flori care sunt împlorite în perioada asta în Japonia sunt cameliile. Și s-a cam dus și sezonul lor. Și încă nu e sezonul de narcise, deci nu prea avem ce face acolo și am zis că nu merită să dăm banii, așa că vom merge să vedem partea gratuită a pădurii Arashiyama. E așa? Așa-i? Aia doi sunt dramatici în continuare. Acolo? Da, ia uite. Cum stă, Doamne?
Ce că avem la fel. Uite, asta e de plină că pădici pe altul. Se leargă, opa, se leargă, opa, se bat. Opa, opa. Gata. Uite acolo. Și te-am și s-a luat în brațe aici, de la mică. Da! Mai devreme s-a luat în brațe și cu fața, ce? Încep să coborâm. Bătaie aici. Bătaie. E rost de scandal. Stai. Stau, mă, nu s-a numit că e. Da, ziceam că am început. Da. Băi, vorbesc, n-auzi că vorbesc. Nu-mi bag în seama un pic de respect în țara asta. Am coborât, am început să coborâm și am observat că, adică mă rog, e pe altă parte cumva coborârea și văd că au copăcei de ăștia care teoretic ar fi trebuit să fie roșii, cam așa de roșii, dar nu. Noi am prins primăvară, iarnă, nici noi nu știm ce anotimp e sincer în momentul ăsta, teoretic este iarnă. Așa că nu vedem mare lucru, o luăm spre pădurea de bambus. Da. Oho. Chiar mă întrebam dacă o să prindă așa ceva și în țara asta, dar pare că asta se ocupă maimuțele. Aglomerat e puțin spus. Ce în partea aia? Și e iarnă. Deci eu nu înțeleg ce o să fie vara aici, sau mă rog, primăvara când e sakura, mi se pare ireal. Nu mai știu, am să fie atât de multă lume în zona asta, cu toate că și data trecută când am fost la fel, dar tot ce văcută lume e. Deci este atât de multă lume încât coadă la restaurant și sunt băieții ăștia care zic că este gen coadă de 5 minute. Se pare. Dar zice-o pe Ivi, oh my god, ce rucsac drăguță. Poate vede Iulia, pe unde mai trebuie să mergem cu el acasă. Poate. Deci am gândit mai reușit să luăm chestii de la Clown Machines. Am băgat o grămadă de bani în ultima perioadă. Da, am băgat vreo 1000 și ceva, cred. Adică vreo 35 de lei, nu vă gândiți, că nu sunt sume imense, dar se adună. Păi da, ca să ajungi la asta. Hai să vedem. Ah, și ce zicea Iulia mai devreme cu rickshaw? Oameni care alți oameni, presupun. Am găsit o hartă aici a orașului, mă rog, a zonei cu foarte multe chestii. Aici e Monkey și vedeți că au rickshaw, foarte, foarte multe temple peste tot. Au și trenul pe care l-am luat noi mai devreme, borcuță, tot felul de lucruri. Mi-e plac super mult hărțile astea așa colorate, desenate de oameni cu orașe, sunt super frumoase. Ce este asta? Pickle stick. Au pickles în castraveți murați în lămâie, da. În suc de lămâie. Da. Au niște snacks-uri foarte ciudate. Pe lângă faptul că zona asta este faimoasă pentru matcha, deci absolut tot ce găsiți cu matcha pe aici ar trebui să fie cel puțin bun. Da. O să încercăm câteva chestii un pic mai târziu. Momentan avem o misiune să ajungem la pădure înainte să se întunece. Da, și după aia ne oprim să mâncăm. Se face seară și poate prinde. Ne-am mișcat greu astăzi. Ne-am mișcat foarte greu. Asta este podul de care vorbeam mai devreme. Și acolo e foarte multă lume care este cu bărcuțele. Și trebuie să mergem prin doar pe acolo așa. Aici scrie că persoana care deține această pădure, pentru că aparent este privat, a decis cumva să facă căi separate pentru biciclete, pentru oameni și pentru rickshaws. Și în partea aia nu puteam să intrăm, aia e partea în care vă duc oamenii dacă închiriați rickshaw și cumva mergeți fix pe zona aia, care probabil cred că e mai frumoasă decât pe aici, pe unde mergem noi. Dar nu știu. Ne spuneți noi dacă, ne spuneți voi dacă este așa și dacă ajungeți. Și ușor, ușor intrăm în pădure, sau am intrat. Păreri, cioară. Ce frumos se vede, îți vedem mai în față. Am ajuns în zona în care arată, așa cum credeam că o să arate o pădure de genul ăsta. Este superb. Mulți oameni, dar este superb. Și Iulia vrea să mănânce. Mi-e foame, dar nu mai pot. Foarte foame. Și trebuie să mergem până la capăt și după aia să ocolim pe unde am mers cu trenul, pe acolo. Nu? Sau trebuie să ne întoarcem? Nu, ne întoarcem pe același traseu. N-ai pe unde să te întoarci pe unde am mers cu trenul. Da, deci mai avem de mers. Dar e foarte frumos pe aici. Chiar e foarte frumos. Gata, dragilor, ne întoarcem din Bamboo Forest și mergem să mâncăm de data asta. Hai să vedem ce găsim. Foarte aglomerată pădurea, a fost foarte aglomerată. Ai nidă pu. Da, n-am, greu.
Da, într-adevăr este și noi ne tot imaginăm ce este în perioada turistică aici, adică nici nu vreau să-mi imaginez când e Sakura și când vin oameni și când, nu știu. Nu, problema e că nici măcar nu e de faptul că nu ne place să fie și alți oameni în jurul nostru sau că vrem să avem, nu știu, destinațiile doar pentru noi, ci că atunci când există foarte mulți oameni într-o destinație, îți schimbă complet experiența pe care o ai. Când sunt oameni care țipă, oameni care se aleargă, se împing, se joacă pe lângă tine și efectiv când stai tot timpul și te înghiontește cineva, te împinge, te trebuie să alergi că intri în poza nu știu cui și tot așa, percepi altfel locul, nu te bucuri de el așa cum te-ai bucurat, dacă ar fi mai puțini oameni și problema este că pădurea e destul de mare, doar că e o singură alee deschisă pentru turiști. Sunt încă 3-4 care se văd pe lângă ea și scrie că sunt proprietăți private și sunt închise. Eu nu înțeleg. Da, na. Asta este. Presupun că am venit cu așteptări foarte mari și n-au fost atinse. Înainte de toate am ajuns la calea ferată cu care am mers noi mai devreme. Asta, aici, în spatele meu. Cred că e cumva un ocol pe care poți să-l dai prin pădurea de bambus? Da, o să ne ducă, dacă mergem pe acolo, în altă zona orașului. Am înghețat. E friguț un pic. Da. Fix ce ziceam mai devreme, că e diferență mare de la soare la umbră și e diferență mare de la zi la noapte. Cred că sunt minus 1 grad și maxim 13. Ok, sunt de genul ăsta, adică foarte mare diferență, mi se pare, și se lasă frig ușor, ușor. Când plecam, am auzit sunete de la tren și trebuie să plec după iulie acum. Cumva, pentru că se duce să vadă trenul. Ia, să vedem dacă îl prindem aici. Vedem ce... Ia, s-a strâns oameni deja. Îmi place că atunci când am trecut noi erau la fel oameni strânși pe aici. Să nu faceți de-astea cu poze și chestii. Nu știu pe unde vine, dar vine din stânga. Hai să ne uităm la el. Cum se numește asta? Țeapă! Mă la pe surprinderea a fost un tren de Japan Railways, avea viteză mult mai mare decât mocănița aia cu care am mers noi, care mergea cu 7 km la oră. Țeapă! Mamă, ce... Mă rog, mergea cu 7, că 7 km am făcut în 30 de minute și mergea cu 14. Dar ăsta a venit, ne-a luat așa prin învăluire și după ce a trecut trenul a venit așa un val de aer rece. A fost, da, drăguț. Frumoasă experiența, dar grijă mare la tren. Am vorbit și cu oamenii cu rickshaw, este 12 minute 5.000 de coco, deja Japanese yen, pentru două persoane și 50.000, 160 de minute, tot pentru două persoane și au tot felul de, na, între minutele astea au tot felul de variante, cred că sunt vreo 10 în total sau 12, dacă vreți să vă plimbați mai mult sau mai puțin. E niște prețuri cel puțin mari. Hai, am prins pe oamenii ăștia. Mă rog, teoretic n-am voie să filmăm aici. Uite și arată că n-am voie să filmăm. Dar, da, aici dacă cumva vreți poze... Singuri. Plătiți și intrați pe acolo. Cred totuși că sunt pentru anumite pachete. Adică nu cred că de gen dacă e 15 lei cele, cât am zis, 16, 18, 12 minute, nici mai știu. Nu sunt 15 lei. Cum, 5.000? 5.000 înseamnă 150 de lei. Ok, sunt prețuri mari. Mari, costă foarte mult. E ca și cum te-ai dat cu un gondola în Veneția. Este da, exagerat. Știam, asta e Nasakusa cumva, dar mă așteptam să fie. Dar da, e, sunt prețuri mari. Da, și mă rog, aici cumva hai să zicem justificat. Nasakusa era terenul drept, dar aici se urcă la un moment, da? Și am văzut pe oamenii că se chinuiau să care oamenii. Și atunci, da, să zicem că este într-un fel sau altul justificat, dar tot e mare, e mult pentru cât ai plătit. Dacă plătești toate experiențele astea și dai 5.000 de ieni la fiecare chestie, pe care, la fiecare obiectiv turistic, se strânge o sumă destul de mare pe care o cheltui în vacanță aici. Și nu știu dacă merită. Sumă pe care o găsiți pe TikTok. A fost mare. Pentru cele două luni de stat în Japonia a fost, dar intrați pe TikTok acolo, că găsiți bugete, găsiți tot felul de lucruri mai puțin plăcute și plăcute și ne vedem și acolo. Și toate experiențele detaliate prin care trecem noi pe aici și tot ce am încercat și cred că sunt câteva chestii care nici nu au apărut și nici nu vor apărea pe vlog până acum sau de acum încolo. Da, ce de la sută. Ce ziceți de mașinile astea? De lor.
doar toba, e de ea. Ata, am vrut să spun. Ia, ce avem noi aici? Nu știm, da, exact. Teoretic, astea ar trebui să fie adevăratele moci. Moci sunt făcute dintr-o făină de orez și ar trebui să aibă un sos, o glazură deasupra. Acum nu știu dacă am nimerit chestia aia, pentru că traducerea de pe Google este ireal de nasoală. Și aici scrie doar în japoneză, deci o să-mi încerc noroc. E rece? Nu, caldă, că se vede abur. Ce lumină frumoasă. E bună, e bună. Este mochi și glazura e foarte bună. De ce? Și dulce sau? Nu are absolut nimic. Nu este. Glazura e dulceagă, dar mochiul efectiv nu are niciun gust, nici seara, nici dulce. Mai mâncăm asta e și... E bun. Mâncăm asta și mergem mai departe. Adă un pic, ne-am e foame. Ne-am oprit să luăm castraveți în lămâie, de care vă ziceam mai devreme, 300 de ieni. Foarte mari și l-am văzut pe un nene că se strâmbă atunci când am mâncat acolo undeva. Mă așteptăm și pe Iulia să vedem ce zice. Astăzi e cobai. Arigato gozaimasu. Hai, mușcă! Mi-e frică, am văzut pe cineva care a gustat, era european și s-a strâmbat rău, rău. Nici o reacție. E literalmente un castravete, are gust de castravete, de nu lămâie, este atât de murat încât să-și piardă gustul. Se simte un pic de lămâie, dar nu e nimic foarte grav. La e murat nu prea înseamnă murat. Da, e nu prea, mă rog. Semi. Sunt semi-murate și cam asta e chestia la ei. Și în general ce am văzut la ei, murăturile lor sunt în principiu castraveți, nu prea au altceva. Mai au kimchi-ul, dar kimchi-ul e... împrumutat de la Coreea, nu e al lor. Al lor, al lor este castravete. O să-l găsiți în restaurante sau la micul dejun sub formă de felii din acelea rotunde foarte subțiri. Am zis că să guste și Dixie. Cu cât curaj am mușcat din el. Ce față am făcut? E chiar bun. A fost 300 de ieni ăsta, mociul de mai devreme a fost 200, dar n-am apucat. E chiar bun, dar mi se pare că nu merge așa simplu, adică merge cu ceva, gen, o ceafă de porc cu niște cartofi cu brânză. Și știi ce, mergea usturoiul, oamenii ăștia nu știu să folosească usturoiul. Deci nu-mi vine să cred câte chestii pierd. Usturoiul mergea pe asta. Deci am găsit o chestie care are toate dulciurile și toate tipurile de mâncare cu iepuraș. Și e Dix aici, în spate, nu se vede bine. Sau să cumpere ceva. Dar uitați-vă ce drăguțe sunt. Oamenii ăștia au o chestie cu mâncarea să fie cât mai drăguță și mai frumoasă. Să vă arăt. Ai inclusiv pâine din asta. Și pâine din asta cu urechi, care nu se vede că bate lumina aici. Uite, pâinea asta cu urechi. Ce drăguță e. Ne-am oprit într-un final să mâncăm. Am ajuns la un food court. Și ne-am luat două feluri de mâncare. Sunt o parte din bucătăria tradițională japoneză. Astea sunt un fel de șnițele cu porc. Ce mi-am luat eu are curry și orez și ce și-a luat Dixie are o salată. Șnițelul acesta de porc. Aici este un miso soup, care este din nou o supă tradițională pe care o primești în general la astfel de feluri de mâncare și orez. Și are și ceva pickle de aici care seamănă niște castraveți cu sfeclă roșie. Care se pune în miso soup ăștia de obicei. Da. Și are și un sos de soia acolo, foarte drăguț. Mâncarea asta ne-a costat 3.080 de ieni și Dixie a venit și cu desertul de la acel restaurant brutorie de care v-am zis mai devreme că avea iepurașii ăștia mega drăguți. Nu știu cât au fost, dar o să vi-l arătăm după ce mâncăm. 6.700. O grămadă de bani. Ce miroase. Se întâmplă lucruri. Ne-a căzut o chestie pe jos. Mă bucur că te-ai lins. Chestiile astea pe care le pun peste tot, gen la... Mamă, ce bine miroase. La lucruri. Asta ar trebui să fie o brioșă cu măr, teoretic. Dar este mai mult un biscuit cu măr. Mamă, ce mușie e, nu știu. Bun. E bun. Am biscuit cu măr, dar nu are niște chestii mine. Bun. Dragilor, cam asta a fost ziua noastră. Ne-am pus aici la coadă să ne urcăm în autobuz. Civilizat, că așa se întâmplă aici în Japonia. Lăsați-ne un subscribe, aveți grijă de voi, v-am pupat. Pa!